și 10, mami, hai, dă, mami! M! Hai, mami! Cât puțin, că 7 și 10! Hai, de, hai! Am o surpriză pentru tine! La bucătărie! Da, în 3 minute spălate pe dinți la bucătărie! Da? Surpriza! Surpriza! Deci s-a putut! Ai venit în 2 minute când ai auzit de surpriză! Surpriza! Surpriza! Chiar vrei o surpriză? Păi ce să... Surpriza este că astăzi este... Atenție că vreau să te văd! Vreau să te văd! Este zi normală! Astăzi este ziua numai cu da! Numai cu da! Serios? Da! Da! Astăzi este ziua! O să încep? Aoleu, așa? De la matineu? De la micul dejun? Da. Să nu fii prea dură cu mine, te rog, da? Da! Sunt pregătită să spun? Sunt pregătită să spun? Numai da? Numai da, da? Da! Orice spui tu? Da! Toată ziua? Da! Promit să mă chinui! Bun, sunt la ordinele tale. Ok, deci prima oară vreau să faci cornițele mele preferate. Trebuie să ne grăbim pentru că nu prea avem timp. Da. Cornițele tale trebuie. Deci cornițele tale preferate, da? Da. Da, abia aștepte să-ți fac codițele tale preferate. Și? Atât, da? Da, la școală cum? Și codițele mele preferate nu o să le faci la micul dejun. Cum? Da? Unde le fac? În drum spre școală? Nu. Pentru că micul dejun nu o să-l mănânc aici. O să-l mănânc ca la hotel, la televizor. Oh, da, mami! Da, mami! Deci, micul dejun? Și vreau o înghețată la micul dejun, dacă puteți, vă rog. Doamne, da, sigur, da, Emi, da! Și vreau să mănânc înghețată astăzi, oricând vreau eu. Poate ziua? Da, mami! Da, mami! Ziua numai cu da! Așa mai merge? Vă rog, da, vă rog! Să vedeți la ce mă supune acest copil pe mine! Mic dejun! Ora 7 și un sfert! Ne grăbim și noi? Că mai vrem și codițe! Poftă bună! Mulțumesc! Vine și mie să mă duc! Ziua numai cu da! Ziua noastră numai cu da! Ne întoarcem de la școală. Emi, ce planuri ai? Păi, vreau niște lucruri rapide prima oară. 1. Să mănânc o pizza. 2. Să mai mănânc o înghețată. Da, 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 da. Și 3. Să-mi fac un vin. Timpul săptămânii. Mă las? Da! Eu să vedem și noi de aproape. Și pe lângă piept, ce faci? Mă pregătesc să-mi fac un vin, după cum te-am zis. Aoleu, eu am crezut că glumești, Emi. Ne. Gat! Cine are unghiile făcute? Minute de îmbrăcat de hainele de școală și ești gata, pregătită, cu unghiile făcute. Da. Și cu înghețata la vedere. Domnișoara a vrut pizza, mama ei a zis, da, Emma, avem pizza. Tot ochii? Da.
Hai că... Știi că asta a fost destul de ușoară. Provocarea asta a fost? Da. Asta am fost. Dacă și următoarele pe care mi le pregătesc sunt tot așa, eu zic că o să fie o zi bună pentru mine. Scap ușor. Scap ușor, mami. Grea viața, nu? Da. Ce să-ți mai zic asta? O declarație, ceva. Ziua numai cu da! Ce se întâmplă acolo în spate? Mănâncă 79 înghețată! Pe ziua de astăzi! E o zi superbă, plină! Emi, unde mai mergem? Ce ai mai comandat? Am mai comandat să mergem și la piscină! În timpul săptămânii? Da! Ți-ai făcut temele? Nu, mami, le faci tu când ne întoarcem. Poftim? 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 Stai că n-am auzit bine! Le faci tu când le întoarcem! Înseamnă că o să stăm puțin la piscină. De fapt, eu nici nu intru, doar tu o să intri. Distracție! Mulțumesc! Emi, ce-i discoteca asta la noi aici, în mașină? Pentru că ți-am pus o întrebare. Pot să fiu astăzi DJ-ul în... totdeauna când o să mergem cu mașina astăzi? Și eu ce a trebuit să răspund? Da, Emi, sigur, tu ești DJ-ul. Haide, la butoane! Asta câta înghețată este pe ziua de astăzi? Nici nu mai știu. Hai, mami, ce faci aici? Că de moș că-i de jumătate de oră. Tu râzi de mine, nu? Mă, moșcăi! Sunt vai de mine, nu știu să fac. Ia uite ce e aici. Mi-ai dat toată tema ta de la cursurile de matematică. Uite și pe domnul. Până și el râde de mine. Și uite ce am aici. Tot felul de încercări. Aoleu! Ce o să mă răzbun eu pentru ziua asta numai cu da! Legend, ne legend, ce ce credeți că facem noi aici, în această minunată zi, numai cu da? Ce credeți că facem? Te nervii! Pentru că Emma temele și le-a aranjat, repede, repede, ați văzut? Ce m-ai întrebat? Mami, putem să facem niște temele? Ați trebuit să-i răspund? Desigur, cum am răspuns toată ziua. Sigur, Emi, sunt de super duze. Da, 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 da. Dacă îl facem, mărgeluțe. Cum vedeți. Și acum, o următoare întrebare. Uite, mică mâncă cu și școala? Și culcatul? Dar vreau să ne jucăm un joc. Înțeleg. Și este gata. Bine. Am gândit eu că tu trebuie să fii. Ok. Vă voi oferi un subiect de desfăcut. Punem răspunsul. Da pe cap. Un desen animat. Hai că e simplu. Mickey Mouse. Soi Luna. Hannah Montana. Lego Friends. Da, crezi că ai tot timpul din lume? Ia trei
gata! Gata! A venit ora de culcare, gata ziua numai cu da! Oh, ce greu a fost! Oh, ce amuzant a fost! Eu vreau să te rog ceva. Te rog, roagă-mă ceva. Încă mai trebuie să spun, da, până adormi, nu? Hai, nani, 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 nani! Ultimul lucru pe ziua de astăzi. Da. Mami, ai vrea, te rog, mă, să spui și ziua următoare, da? Oh, nu se aude! Nu se aude! Ai zis ceva?